Bună seara, doamnelor și domnilor! La această oră organizăm o nouă rundă de dezbateri electorale cu aspiranții la funcția de primar al orașului Nisporeni. În studioul nostru se află Nicolae Drumea, candidatul Partidului Unității Naționale. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Ion Țugulea, candidatul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Nicolae Cociu, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Urma să fie prezent în această seară și Ianoș Nogai, candidatul Partidului Liberal, doar că nu ne-a dat curs invitației. Vă anunț că de această dată am invitat candidații la funcția de primar al orașului Nisporeni prin tragere la sorți și nu ca edițiile anterioare în ordinea înregistrării la Consiliul Electoral de Circumscripție. Deci, stimați invitați, veți avea și de această dată câte 20 de minute fiecare. La fel, vom avea câte 3 runde. În prima rundă veți răspunde la întrebările mele. În runda a doua vă veți adresa întrebări reciproc. Dacă doriți să dați replică, desigur că o puteți face. Și în runda a treia veți veni cu un mesaj adresat electoratului. Începem cu întrebările mele. Domnule Drumea, dacă ajungeți la cârma primăriei, ce neajunsuri ați putea dumneavoastră să le rezolvați? Pentru că știm foarte bine, mai sunt probleme, da? Dacă ajungeți la primărie, o să vă axați pe anumite probleme care trebuie urgent soluționate. Care ar fi acestea și, bineînțeles, cum le veți rezolva? Bună seara încă o dată, bună seara, stimați telespectatori. Eu aș începe cu primăria orașului Nisporeni. În primul rând, aș organiza concursuri pentru funcțiile vacante care sunt în cadrul primăriei orașului Nisporeni, fiindcă am activat acolo și cunosc că sunt funcții care sunt vacante și care la moment nu sunt ocupate și ar trebui specialiști care să se implice pentru continuitate și pentru a face lucruri bune pentru orașul Nisporeni. A doilea lucru ar ține de întreprinderea municipală, un subiect care îl vom discuta în detaliu chiar astăzi. Aici ține de un control asupra întreprinderii municipale și gestionarea lui corectă. A treilea lucru, exact tematica, mă acces mai mult pe tematica de astăzi, va fi privire la planul urbanistic a orașului Nisporeni. Și, dar cu privire la planul urbanistic vom vorbi ulterior în cadrul acestei emisiuni. Bine, ați spus că veți încerca să supliniți aceste funcții vacante, dar v-ați gândit în cât timp ați reușit să rezolvați această problemă? Sau cum ați motiva pe tinerii din Sporeni sau acei oameni ca să ocupe aceste funcții? Bine, conform statutului funcționarului public, puțin mi-e greu, fiindcă persoanele care sunt funcționari publici trebuie să dețină studii superioare și anume în problemele care urmează să fie angajați. Dar dacă aș vorbi în timp, luând în considerație că avem totuși un deficit de populație în orașul Sporeni, cred că ar putea dura 2-3-4 luni de zile pentru a soluționa această problemă foarte importantă, de fapt, pentru orașul Nisporeni și anume pentru o bună desfășurare a acestei instituții, fiindcă de acolo pornește primarul și trebuie să-și întărească pe interior, în primul rând, echipa. Bine, eu vă mulțumesc. Plăcere. Domnule Țugulea, următoarea întrebare vine pentru dumneavoastră. Ce vă determină să aspirați la această funcție de primar și, respectiv, dacă ocupați această funcție, care sunt domeniile prioritare pe care dumneavoastră vă veți axa și veți încerca să soluționați aceste probleme și cum le veți rezolva? Concret, cum? Soluții concrete. Vă mulțumesc că primul lucru care eu l-aș întreprinde ar fi curățenia, ordinea, amenajarea și, desigur, sunt de acord cu colegul domn Nicolae, completarea funcțiilor vacante. Poate că sunt persoane care se consideră că pot să facă mai mult, trebuie să promovați. Sunt persoane care deja nu vor să mai lucreze, tot este o variantă. Omul poate obosit, poate spune că mi-a găsit alt loc de lucru. Adică cadrele este problema cheie care va reuși să dovedească perioada de 4 ani, că este o perioadă destul de rezonabilă pentru ca să fie făcute lucruri frumoase în primărie. Eu cred că și cetățenii Republicii Moldova și raionul Nisporeni ar vrea să fie în preajma caselor frumos, să fie lumină, să fie
Haideți să recunoaștem, nu mai suntem noi chiar atât de sărași, nu putem în fața casei noastre bordurile să nu le dăm cu var, să nu putem niște flori să dăm în fața casei noastre, nu putem să dăm, să facem ordine acolo unde noi trăim. Și dacă, intrând în orașul Nispărenii, la intrare se va vedea acest lucru, cred că este ar fi o mândrie pentru toți nispărenienii. O altă problemă sau o altă prioritate care ar trebui să acordați atenție, care ar mai fi? Și pe care, bineînțeles, veți găsi soluții precise, concrete, să o rezolvați și cât mai repede. O altă problemă ar fi instituțiile subordonate primăriei, care sunt din buget finanțate, și discuțiile sau evidențierea problemelor principale care astăzi încă nu sunt rezolvate. Aș vrea în această ordine de idei să discutăm de cu conducătorii acestor instituții, cu angajații, toți angajați în aceste instituții. Ar fi o idee realizată, care eu o cunosc de mulți ani, dar până când nu s-a mișcat din loc, este vorba de sfaturile caselor pe care noi le avem în orașul Nispărenii. Avem case cu 5 etaje, sunt conștient de faptul că o bună parte deja nu locuiesc aici, sunt plecați, apartamentele sunt pe loc, dar a fost și posibilitatea de a aloca din partea primăriei, prin decizii de Consiliu, anumite surse financiare pentru întreținerea anumitor case, dar trebuie să fie și contribuția cetățenilor. Și atât acest Consiliu al caselor ar trebui să funcționeze ca să fie o colaborare strânsă, să nu fiți primească noi de o parte, dar dumneavoastră de altă parte. Împreună trebuie să ne întâlnim, haideți să soluționăm problemele. Plus la asta, aș îndemna toți agenții economici care sunt pe teritoriul primăriei Nispăreni să facă ordine împrejurul gospodăriei sale. La întrebarea referitor la problemele care necesită urgent soluționate, mi-ați răspuns doar că ce vă determină să aspirați la funcția de primar? Nu mi-ați răspuns. Vreau și eu un răspuns la această întrebare. Da, mulțumesc. În primul rând, poate să-mi fie iertat nemodestia, repet, la orice întâlnire. Sunt mai mult de 20 de ani de activitate în administrația publică. Sunt niște relații deja stabilite cu anumite orașe. Și vreau să zic că nu este vorba numai de într-o singură direcție. E vorba de Franța, e vorba de România, e vorba de Belarusia, e vorba de Ucraina. N-aș da prioritate cuiva. Prioritatea aș da interesului locuitorului raionului Nispărenii. Dacă găsește piața de desfaceri, dacă găsește relații de colaborare în domeniul culturii, dacă găsește relații în domeniul turismului, sunt niște lucruri care sunt necesare și care astăzi nu mai sunt echivalente cu cele care au fost cu 30 de ani în urmă. Viața merge înainte, trebuie să găsim alte priorități care să ne permită să trăim mai bine, să câștigăm mai bine, să ne mândrim cu orașul Nispărenii. Eu v-am înțeles. Domnule Cociu, în lista dumneavoastră sunt incluse mai multe probleme care încă persistă la ora actuală în orașul Nispărenii. Vrem și de la dumneavoastră să ne spuneți căror probleme, din toate care le aveți incluse în programul dumneavoastră electoral, căror probleme le veți acorda cea mai multă atenție, le veți lua în vizor chiar din primele zile dacă ajungeți la șefia primăriei din orașul Nispărenii și cum veți interveni ca să le soluționați? Da, mulțumim de întrebare. Deci, cum știți, primul și primul rând ce fac eu vreau să ne aleg o echipă puternică de profesioniști în tot domeniul. Deci, în toate domeniile. Deci, să vorbim. Să ne informăm despre cum stau lucrurile la instituțiile preșcolare. Cum știți, suntem în prag de iarnă acum. Nu știm, care e situația acolo. Deci noi nu avem o situație clară, nu suntem încă documentați, informați ce se întâmplă acolo. Și sigur, având o echipă de profesioniști pregătiți în toate domeniile, cum am spus încă o dată, ne vom documenta cu toate întrebările care sunt pe parcurs la ziua de astăzi și ne vom încerca să facem față la toate. Dar cum știți, deci, încă o întrebare stă foarte strategică, să spunem, finanțele. Noi nu știm cu ce venim, ce ne așteaptă în primăria aceea. Ce buget este acolo? Cu ce începem lucru? Stăm la marginea podului cu mâna întinsă? Deci asta tot și de o întrebare destul de serioasă. Vedem cum ne pornim către instituțiile acelea, cum ne pornim către bătrânii aceia care vin iarna și nu au de foc lemne. Sunt întrebări simple, întrebări destul de serioase, care noi nu știm, nu este bugetul primăriei. În primul rând trebuie să suplinim bugetul primăriei. Deci asta noi avem o idee, asta e prima. Sigur, finanțarea
Unde ne întoarce finanțarea este peste tot. Noi nu știm care e situația și un răspuns să dăm. De ce să începem să facem față la toate întrebările care sunt în orașul. Dar la modul practic, cum totuși veți rezolva pe aceste probleme? Mergeți la cele instituții, personal, sau cum faceți ca să le puteți soluționa repede? La instituții, iarăși mă refer, plecăm cu echipa, vedem care este în domeniul învățăturii, în domeniul sociale, deci toate întrebările astea. Ce e legat de buget, să-l ridicăm. Cum știți, eu reprezint Partidul Socialiștilor, am unde apela, am unde cere dacă mă vă face față aici cu agenții economici, vreau să le explic tot că au și ei bătrâni, copii la grădiniță, aceleași întrebări au și ei ca și noi și cred că vom găsi o limbă comună de a îndeplini bugetul orașelului, ca să avem cu ce face față. Vă spun, noi suntem 200.000 de cetățeni, fiecare are câte o întrebare, câte o problemă. Deci să spunem acum, în timpul de față, că vin la Moș Gheorghe sau Moșal și eu voi primi hotărârea asta, atât cât nu știm bugetul, nu știm care sunt întrebările oamenilor, cu ce probleme, dar sigur că știu că instituțiile se întâlnesc cu probleme, grădinițele, toate se întâlnesc cu probleme, noi suntem în prag de iarnă, iarăși vorbesc, bătrânii se întâlnesc cu probleme, sunt o grămadă care noi suntem gata să facem față, mai ales că am un sprijin foarte, la ziua de azi, foarte puternic. Asta e viziunea mea. Eu vă mulțumesc. Acum vreau să veniți cu propuneri privitor la îmbunătățirea sau cum am putea noi să avem o întreprindere municipală, aici mă refer la gospodăria comunală, ca să presteze servicii de calitate pentru bună funcționare a întreprinderii. Domnule Drumea, vă rugăm. Bine, dați să începem să explicăm cetățenilor că fondatorul întreprinderii municipale este Consiliul Orășănesc, dar gestionarul, desigur, este primăria orașului Spărin. Pentru a te implica în activitatea întreprinderii municipale, desigur, trebuie de făcut o conlucrare, în primul rând, cu Consiliul Orășănesc, mână-mână, primarul orașului Spărin, împreună cu consilierii. Aici trebuie întâi de făcut un control asupra întreprinderii municipale, să înțelegem ce venituri gestionează, care sunt cheltuielile. Din câte cunosc eu la moment, cheltuielile depășesc cu mult venitul întreprinderii municipale, fiindcă întreprinderea municipală la moment are venit doar din colectarea deșeurilor. După divizarea întreprinderii municipale cu societatea pe acțiuni, ea a rămas doar cu, practic, cu această atragere economică asupra bugetului său. Un lucru foarte important pentru dezvoltarea întreprinderii municipale ar fi parcul întreprinderii municipale, care trebuie renovat și de văzut în ce stare se află tehnica și în ce condiții lucrează muncitorii care, desigur, sunt angajați la acea întreprindere. Și aici mă refer la atragerea investițiilor cu privire la mașini automatizate de măturat străzile. Puțin de schimbat factorul uman, de schimbat pe factorul tehnologic. Dar a intra în detaliile la ceea ce se întâmplă în întreprinderea municipală, desigur că trebuie de făcut un control asupra ei. Și un lucru foarte important ar fi colectarea gunoilor să aibă o acoperire mult mai mare a orașului Spărin, fiindcă la moment se evacuează gunoi undeva în proporție de 70-80% din populația orașului Spărin. Dar gunoi produc toți locuitorii orașului Spărin. Așa că această întreprindere municipală trebuie să aibă o acoperire, nu putem să vorbim de 80-90, dar 100% cu privire la evacuarea gunoiului, fiindcă toți au dreptul să le fie și este normal și este estetic și corect pentru locuitorii orașului Spărin să le fie evacuat contra cost, desigur, fiindcă nimic nu e gratis. Contra cost și să le fie la toți evacuat gunoiul. Eu vă mulțumesc pentru răspunsul explicit care mi l-ai oferit. Domnule Țugulea, ce ați schimbat dumneavoastră la această întreprindere pentru a presta servicii de calitate, pentru a îmbunătăți? Eu cred că primul lucru ar trebui de analizat toate genurile de activitate pe care le prestează astăzi gospodăria comunală și care sunt profitabile și care sunt mai puțin profitabile. Și ar fi bine de completat cu alte genuri care sunt preste practica națională și internațională. Eu vreau să spun că am participat la câteva schimburi de experiență și în România și în Bulgaria, ceea ce ține de evacuarea deșeurilor,
ceea ce țin de selectarea lor, pungile de plastic, sticle de, după culoare, sticla, anume sticla. Și am văzut cât e de complicat. Din toată experiența care o au, care există în România, doar în București există un SRL care activează din 1999 și care are succes. Toate celelalte au fost investiții foarte mari date din Uniunea Europeană. Până la 2 ani de zile în urmă, nu activau. Ei spuneau, veniți la noi peste 3-4 ani de zile, să ne pornim noi și pe urmă să luați, să nu repetați greșelile noastre. În ceea ce ține de această activitate a acestui agent economic, eram curios că îi spuneau, noi ajungem în perioada când nu avem deșeuri. De aici trebuie de pornit întâi. Dacă într-adevăr noi putem să facem acest lucru. Pentru că, dacă vă amintiți, cândva a fost propunerea de a construi un poligon la Ciorești. Păi după aceea a trecut la Nisporeni și s-a fost construit. Acum, dacă era, dar s-a efectuat o studiere a cantității de deșeuri care se adună și este alt proiect care nouă ne prevede pentru a transfera toate deșeurile la Ungheni. Acolo poligonul cel mare care se poate preluca deșeurile. Adică, parcă nouă pe de o parte ne pare că e mult și pe de o parte ne pare că e murdar, dar pe de altă parte, pentru a-l acumula și a-l transporta, sunt niște nevoi, niște cheltuieli și poate să fie și situația că această linie tehnologică poate nu fi rentabilă. E destul de complicat. De aceea eu cred că ar fi bine, totuși, de studiat foarte bine experiența altor unități administrative teritoriale care au deja lucruri pozitive, cu toate că chiar să luăm Chișinău, ne știți cât de multe probleme în regiunea localității Țânțăreni, cât de mulțumiți oamenii de la mirosul neplăcut care este de acolo. Adică acesta este un domeniu destul de vast, el trebuie să bine chipzuit și să facem experiența țărilor în afară de Republica Moldova. Așa, aș vrea să aduc în această ordine de idei experiența Chinei. Am avut ocazie și am fost 10 zile acolo în deplasare. Ei creează un grup de lucru care analizează problema majoră a localității. Uite, aceasta e problema majoră. Anunță la toți să participe la concurs, ajungând în ultima variantă, când sunt 2-3-4 persoane care rămân, acele persoane spun, dumitale report răspundere personală. Noi achităm toți banii din buget pentru această idee, dar e mai mult la înțeles, nu ne întoarcem. Adică odată s-o soluționați pentru totdeauna. Și persoana să încheie contract și poate răspunde pentru ceea ce face. Eu vă mulțumesc. Domnule Cociu, dorim să auzim măsurile pe care le veți întreprinde pentru o bună funcționare a serviciilor prestate de întreprinderea municipală, gospodăria comunală. Deci, eu cred că mi-o faci în agenda cam măcar de 3-4 ori pe săptămână, sau nu chiar toată săptămâna până ce vom porni lucrurile, să încep lucrul chiar de la ei de acolo. Chiar de la ei de acolo. Și sigur să vedem cu ce se ocupă, de ce toate străzile astea sunt a noastră pline de părloagă, să spunem că, nu știu, stau numai în fața primăriei și fac curățenie, 4 bărbați urmăresc o băbuță cu ședea și mătură. Deci trebuie să facem de acolo reglu. Cum ne pornim și cu ce ne pornim. Sigur că se cere niște utilaj specializat. Vedem cum putem să înlocuim lucrătorii ăștia care iarna stau și îngheață sărașii și nu mai știu și când în timp de față trăim în veacul 21 și noi ne folosim încă de lopez când putem să găsim o limbă comună și eu asta știu cu cine deja de jadeam la noi în plan este, de unde să aducem niște tehnică specializată, specială, ca să putem face față orășelului și să fie orășelul curat. De unde deci, anume? De unde? Ați spus că deja este în plan. Să vă spun de unde? Întrebați de unde luăm finanță. Tehnică este. Fie China, fie... Cel mai simplu, belorușii sunt aproape. Care suntem gata să facem o chestie, să colaborăm cu ei, deci poate un barter vom face, deci avem soluții, dar aici utilaj ne trebuie numai tehnică specializată, nu se discută. Uitați cu ce tractoare, cu ce mașini îmblă sărace după... Nu or să facă față niciodată. Nu știu dacă au ieșit cineva să caute sau să propuie. Au un tractor, un grader acolo care, nu știu, poate lucrează că se întreție. Deci trebuie să ne documentăm, să vedem, să ne informăm care e situația, de acolo începem lucru. Asta e fața noastră, asta este orășelul. Sigur că noi, în primul rând, curățenia, eu sunt de acord cu oponenții mei, tăți vrem curățenie. Asta e fața orășelului, indiferent ce nu este. Dar dacă nu avem cu ce, stăm și dăm de umeri că nu am.
Nu, trebuie să căutăm. Noi de asta suntem la cârma orășelului, deci la conducere, să administrăm și administrăm corect și drept. Că să luăm pildă de la China, de la aceea și aia, nu trebuie. Noi aici trebuie. Noi vedem, viziunea o avem. Noi știm simplu și clar, curat să fie. Ca să iasă Mășghiori sau nu. Avem utilaj, avem tehnica specializată să curăță toate drumurile, să vopsesc bordurile, să fac drumurile. De aici se începe tot. Asta văd eu. Asta e fața noastră. Orice oaspete când ne vine la noi în Orășel, imediat se uită de margină. Nu înaintea primăriei să mătur, nu știu ce să faci acolo, nu vreau să mă dau cu părerile, dar așa și este la noi. Nu vă spune să nu supere primăria și nu supere domnul care este la conducerea astăzi la comunale. Eu v-am înțeles și vă mulțumesc. Cu toții ne dorim un oraș prosper, un oraș modern. Pentru aceasta, fiecare primar, iată când ajunge să ia primăria în mâini, trebuie să elaboreze un plan urbanistic de dezvoltare a orașului. Domnule Drumea, dumneavoastră, cum îl vedeți pe acest plan? Cum îl veți elabora? Cum va arăta el? Bine, întâi să vă duc iarăși la cunoștință că un plan urbanistic a orașului Sprein există deja. Așa. El a fost elaborat în anul 2012 și este valabil până în anul 2025. Iată, în anul 2025 el trebuie să fie îndeplinit 100%. Pentru acest plan urbanistic sau bugetul local a cheltuit 500.000 de lei, jumătate de milion din bugetul local. Dar, din păcate, acest plan urbanistic practic a fost călcat în picioare, să vorbim la modul direct. Ceea ce ține de spații verzi, ceea ce ține de construcții în centrul orașului, ceea ce ține de permisiunea de a se concentra toate construcții și tot nivelul economic al orașului Sprâncene, doar pe zona, nu că centru, dar să vorbim de la Tatiana din Vale până la Tatiana din Deal, pe suveranității. Iată, planul urbanistic a orașului Sprâncene prevede dezvoltarea orașului și pe periferii sau pe o pas mai larg a centrului. Dar acesta este un plan urbanistic general. Primăria orașului Sprâncene ar trebui să aibă și un plan urbanistic detaliat sau regional. Regional prevede pe sectoare, cum ar fi Podiș, Centru, Satul Nou. Iată, Primăria orașului Sprâncene nu deține un astfel de plan urbanistic. Aici trebuie de discutat cu experții cât ar costa elaborarea unui astfel de plan urbanistic și dacă este rentabil de înfăptuit, deoarece, cum am spus, costul planului urbanistic din 2012 costă 500.000 de lei și practic nu a fost luat în calcul. Dar în 2025, iată următorul primar care va fi la cârma primăriei, cu un mandat de 4 ani de zile, desigur, își va pierde mandatul în 2024. El trebuie să se încadreze total în acest plan urbanistic și să-l dezvolte și să meargă pe pașii prevăzuți de acest plan. Cum îl dezvoltăm? Ați spus că primarul care va fi trebuie să-l dezvolte. Cum îl dezvoltăm? Ce schimbăm ceva? Cum intervenim? Noi intervenim, sau cel mai corect, de elaborat acest plan, de văzut și de elaborat, deoarece de nu permis construcții ilegale sau construcții care nu sunt conform planului urbanistic. Iată, un plan urbanistic este fața orașului în care trăim. Și neelaborarea lui, conform acestui plan, desigur duce la o față mult mai urâtă a orașului în spate. Eu vă mulțumesc. Domnule Țugulea, dumneavoastră, cum veți elabora acest plan urbanistic? Acest plan care deja este, eu cred că el, sunt sigur că el urmează a fi verificat și actualizat. Primul lucru. Toate modificările care au avut loc sau abatere de la legislație, de la acest plan urbanistic, urmează să fie trecute prin prisma Consiliului și acolo unde este posibil sau unde este abatere de la legislație, trebuie să se pus, poate și abrogarea decizii pentru a-l aduce în ordine. Suplimentar la cele care am spus, eu aș vedea o lecuță și altfel, realizarea planului urbanistic. Este o practică care ne dovedește că este efectiv repartizarea consilierilor după sectoare în oraș sau la unitatea teritorială administrative. Tot acolo se află și agenții economice. Și iată, la întâlnirile dintre agenții economici, populația și autoritatea publică, acolo trebuie să scoată la iveală problemele principale necesare pentru această sector. Și anume, să fie bună înțelegere, să fie consimțământul. Nu se primească. Unul începe construcția, primește documentele în ordine,
Aceilalți vin și spun că nu este corect că nu are toate actele în ordine. Adică să fie lichidată neînțelegerea asta dintre proprietari de case individuale, dintre agenții economici și dintre autoritatea publică. Eu vă mulțumesc. Domnule Cociu, dumneavoastră, cum vedeți schimbarea sau actualizarea planului urbanistic de dezvoltare al orașului Nispureni? Deci eu cum îl văd? Eu încă etul meu de sarcini mi-aș face. Deci, în primul rând, iarăși mă întorc să vă consult cu specialiștii în domeniu, numai decât că nu pot să fie în toate domeniile tu specialist. Vedem cu ce întrebări ne întâlnim, ce necesități sunt pentru orășel, ce trebuie să facem, din care capăt de orășel, cum facem cu băcata asta de drum, cum facem cu mahala cu tare sau cu tare. Deci, iarăși, prin consultație, fie consilierii, fie cu echipa care va fi cu mine în primărie, deci cu toți lucrătorii. Că așa te dai cu părerile, și așa nu este ușor să spunem, dar ideile sunt, oricum fără a te consulta cu specialiștii în domeniu, nu putem să vă promitem în marea și sarea că vom face. Ne întoarcem înapoi la buget, ne întoarcem iarăși la multe. Că orășelul chiar se întâlnește cu multe, multe, multe greutăți, întrebări care sunt de hotărât. Dar cât nu vom fi documentați, informați, noi nu putem spune la muia că apucăm de undeva, aducem, facem, tot să fie... Nu știm ce trebuie să facem, dar iarăși vedem cum ne consultăm cu specialiștii în domeniu, cum facem caietul de sarcini. În opinia dumneavoastră, ce știrbește din imaginea orașului Nispureni? Tot. Curățenia, în primul rând. Asta, drumurile, curățenia. Deci să spunem că noi ne întâlnim cu oamenii în timpul de față, dar mai ne ducem la întâlniri. Noi vedem cât îți disperați. Sigur că așteaptă. Când ne sună cineva din Italia, sună cineva din alte țări, cât e de bine aici, cât e de bine aici. Sigur că toți își fac părere și aia ca străinul știu dată bine. Asta, pentru asta suntem noi, care să facem orășelul, să facem față la toți oaspeții care vin la noi și ne vizitează aici. Am vorbit de turism, am vorbit de multe chestii. Asta este fața noastră. Eu vă mulțumesc. Acum vreau să vorbim și despre reformarea transportului public. Vrem să aflăm dacă printre prioritățile dumneavoastră se numără achiziționarea unor unități de transport. Aici m-aș referi la acele maxi-taxiuri care s-ar deplasa locuitorii orașului Nisporeni dintr-un capăt al orașului în celălalt, pentru că știm foarte bine că sunt doar două rute, dacă nu mă greșesc, și acele sunt particulare. Cum vedeți dumneavoastră, iată, achiziționarea acestor unități necesare oamenilor, mai ales cei care locuiesc în zonele mai îndepărtate ale orașului? Domnule Drumea, vă rugăm pe dumneavoastră. Da, achiziționarea feluri de genul ăsta de transport ar fi un lucru extrem de benefic, dar trebuie să pornim de la costurile acestor transporturi și populația care a mai rămas în orașul Nispăreni. Dacă primăria orașului Nispăreni, procurând transportul public sau genurile de transporturi pentru prestarea serviciilor transport public, este un lucru realizabil. La moment, mie mi se pare că nu este chiar realizabil, deoarece necesită niște costuri extrem de mari. Eu văd o altă soluție de a da acest gen de activitate unor agenții economici privați, care primăria orașului Nispăreni să-i încurajeze și să le creeze condiții pentru a presta servicii de transport public în orașul Nispăreni. Dar să venim noi acum și să spunem lumii că vom fi capabili sau vom putea procura autobuze pentru a presta astfel de servicii, mi se pare că ține cam de domeniul fantastic. Așa prevăd eu. Bine, eu vă mulțumesc. Domnule Țugulea, dumneavoastră, cum credeți? Ați putea extinde aceste linii de microbuze? Anterior eu spuneam că e necesar de revizuit genul de activitate al gospodăriei municipale care prestează astăzi servicii doar de evacuarea deșeurilor. Uitați-vă, aici este o posibilitate de a da prioritate instituții subordonate care să facă, să presteze servicii și să facă bani. Eu aduc doar un exemplu. În Pitești, România, a avut loc o neînțelegere între agentul economic care presta servicii și primăria orașului, primarul. 33 de unități de transport mari, capacitate 54 de locuri, erau pus la dispoziție pentru realizare. Eu zic, care vreți, poftim, luați-le. Și le dădea cu preț foarte ieftin. Eu atunci discutasem cu domnul Robu și am spus, uite, telefoanele, coordonatele, haideți să vedem. Ei erau
predispus să meargă și la plată în rate, peste o perioadă de timp. Spuneați, noi avem foarte o bază foarte bună de piețe de schimb. Adică erau variante. Dar la prima etapă ar fi binevenit de a presta servicii pe tot teritoriul primăriei în Isporeni, nu doar două curse. Și acolo unde este mai greu, tot trebuie să duc agenții economici, nu aleagă partea bună, să iei și partea grea a locuitorilor. Și ar fi bine ca să fie legături dintre Isporeni și Vărzărești. Pentru că sunt necesități, foarte mulți la Vărzărești lucrează, dar Isporeni și invers. Eu vă mulțumesc. Domnule Cociu, dumneavoastră ați putea cumva să puneți în circulație aceste microbuze necesare pentru călătorii din Isporeni? Mai simplu ca bună ziua. Sigur putem. Isporeniu nu-i Piteștiu să-mi trebuiască tramvaie. Deci noi... Eu n-am spus tramvaie, autobuse mari. Totuși feles, totuși mari. Pentru noi din Isporeni, autobuse mari n-au unde să cercui. Câte persoane avem noi din Isporeni ca să-mi trebuiască autobuse mari? Chiar autobusele dumneavoastră fac față aici. Eu ce-i face? Noi voi stărui, sigur, că iarăși prin donații ceva, să căutăm niște autobusuri, să fie la evidență la primărie, ca să le prestăm cetățenilor servicii cât mai ieftine. Orice agent economic care nu va veni, el să va gândi cum să ridice prețul, că deja el nu poate să lucreze. Primărie are donații, are niște investiții care ar putea să întreții parcul ăsta de autobusă care este. De aceea că noi pentru ce venim la cârma primăriei? Să ajutăm populația sau ne ducem să ne facem business acolo. Deci noi suntem pentru așa ca să facem cât mai ușor să le facem, să le hotărâm toate posibilitățile, deci să meargă dintr-un capăt în altul orășelului transporturile publice. Asta e viziunea noastră și asta e simplu de făcut. Nu la noi, posibil de găsi o limbă comună, o donație care sunt mai folosite, fie din țările, din Occident, este soluție. Nu este așa de mare orășelul nostru ca să facem față la oamenii care suntem aici. Anterior spuneți, nu sunteți de acord cu mine, muceți și orașul și tot la ceea ce au propus eu. Autobusul de noi să lucrez, numai că nu la agent economic, să fie către primărie, deci să aibă parcul ei, să-l gestioneze primărie. Eu sunt de părere asta. Și fiecare cu... Pentru început e necesar să fie parteneriat public-privat. Mai apoi, când se întărește bine cu gospodăria comunală, are posibilitatea să preste servicii calitative. Și dacă să vorbim de donații sau de transporturi uzate, nu trebuie, domnul Cociu, să uităm și de securitatea pasagerilor, fiindcă securitatea lor este primordială. De aceea și am spus, în prima fază, ar fi corect să încurajăm un agent economic care să presteze astfel de servicii. Dar, desigur, în coordonare cu primăria orașului Isporeni, care se stabilească itinerariul de călătorii. Și aici mă refer nu doar la itinerariul care există la moment în orașul Isporeni. Cum a spus domnul Țugulea, ar fi foarte bine deconectat și comuna Vărzărești. Fiindcă, până la urmă, suntem la un pas de loc și oamenii circulă, piață, locul de muncă, rude și așa mai departe. Iată aici primăria trebuie să intervină cu stabilirea unui itinerariu lărgit pe orașul Isporeni, acoperind toate sectoarele și acoperind și, desigur, comuna Vărzărești. Iată cum prevede o soluționare acestei probleme. Este bine. Dacă trebuie doar o frază. Da. Eu m-am ocupat cu această problemă și o cunosc tot de bine. Vă asigur că această problemă va fi soluționată venind în primăria orașului Isporeni. Trebuie să fie. Pentru asta suntem. Eu vă mulțumesc. Am vorbit despre serviciile prestate de gospodărie comunală. Acum vrem un pic să vorbim și despre întreprinderea municipală Apă Canal. Știu că nu se subordonează în totalitate primăriei, dar de ce vrem un pic să abordăm și subiectul acesta, și anume despre scurgerile de apă care aduc și cheltuieli. Vrem aici să un pic să ne explicați, mai ales dumneavoastră, domnule Dumnezeu, probabil o să ne dați cele mai multe explicații, pentru că chiar și oamenii se întreabă uneori sunt acele scurgeri de apă, sunt pierderi. Cum facem noi ca să ajutăm întreprinderea, sau mai bine zis, furnizorul, să nu piardă acești bani în zadar? Bine, nu este întreprindere municipală, este societate pe acțiuni. Așa. Este unica în orașul Isporeni care distribuie apă. La moment, înainte era întreprindere municipală care furniza apă Burcut, acum este doar societate pe acțiuni. Pierderile sunt acolo unde nu sunt persoane sau nu sunt luate în seamă sau nu sunt controlate persoanele care sunt conectate ilegal la apeduct. Iată acolo și sunt
sunt înregistrate cele mai mari pierderi. Dacă să vorbim despre avariere, în ultima perioadă nu prea țin minte să fost avariere în orașul Sprem, fiindcă a fost schimbată sau renovată o parte mare din țevile ce ține de orașul Sprem. Cred că cel mai corect ar fi un control mult mai aspru asupra persoanelor care sunt conectate ilegal la peductul cu apă și canalizare, fiindcă acolo se înregistrează practic 80-90% din pierderile societății pe acțiuni, care până la urmă vin în cheltuielile acestea suplimentare, vin tot din contul oamenilor, fiindcă ei plătesc metru cub de apă pentru orașul Sprem. Eu vă mulțumesc. Domnule Țugulea, dumneavoastră, ce aveți să ne spuneți referitor la acest subiect pe care l-am pus în discuție? Atât. Noi avem astăzi în raionul Sprem în jur la 6.000 de beneficiari de apă pe care prestează întreprinderea dat servicii în acest domeniu. Acolo activează peste 60 de oameni, începând de la Grozești până la Nispureni, pentru a presta un product calitativ. Dar aș vrea să ajung și la altceva. Eu aș vrea să îndemn toți nispurenienii, toți oamenii noștri care sunt, cum apare o pierdere sau o scurgere sau o problemă, de fiecare dată să anunță acest serviciu. Noi de multe ori caz proaspăt, săptămâna trecută, mai sus de poliție, a curs apa aproape 200. Lumea vede, treci pe acolo, prin apă, se duce în canalizații. Este problemă. Eu cred că serviciul acesta ar trebui să-l presteze omul din bunul simț. Aici e vorba de cultură și de educație. Asta e apa noastră. Cum poate să iei apa ieftin? Dar nu ne spunem astăzi că 14 lei e scump. Dar noi cu 14 lei achităm cum era și prețul când aveam fântânile cu apă burcută. Acum apa vine din la Prut până la Nispureni. Ar trebui într-adevăr de văzut cheltuielile reale care sunt. Și nu ne pară nou că 14 lei e mult sau e puțin, eu nu pun în discuție acest problem. Dar faptul că cheltuielile reale trebuie să le cunoască cetățenii. Și să fie cetățenii implicați în acest lucru. Uitați-vă, a apărut o problemă. Și aș vrea chiar să pun și întrebarea în adresa primăriei, acele contribuții care au fost din partea cetățenilor, cum au fost ele utilizate, cum au fost extinse, până unde au ajuns, câte persoane mai sunt care vor să aibă apă, dar nu au această posibilitate. Adică este un domeniu de activitate de lungă durată, dar iar e vorba de o analiză și de un studiu și de o bună înțelegere cu cetățenii. Aici trebuie să fie discuția reciprocă. Eu vă mulțumesc. Domnule Cociu, dumneavoastră ați putea să identificați soluții pentru a nu fi înregistrate cheltuieli iraționale în legătură cu scurgerile de apă. Deci eu nu sunt documentat în timpul de față ce se face la apă canal, dar sigur, cum am vorbit și precedent, eu voi apela la un audit care să vedem cheltuieli începând de la Prut până la rubinet la oameni acasă. Să vedem la ce preț vine, cum vine el. Și totodată aș vrea, sigur, pentru noi asta pentru toți e interesant, prețurile este, de ce sunt așa exagerate, că noi putem da un răspuns cetățenilor. Eu nu cred că cineva trebuie să-i facem boieri pe acționari și toată lumea să tragă după asta. Deci, cum știm, multe donații au venit la apă canal. Și totodată, v-am spus, n-aș vrea pierderile de apă care nu sunt încă dovedite, unde să duc, cum să duc, nu avem nicio informație, poate domnul jurist Nicolae e mai la curent cu chestia asta. Eu nu am de unde să știu, dar n-aș vrea să cadă pe spatele consumatorului, de aceea că vezi, doamne, acolo s-o rupt sau nu știu ce s-o făcut și de să punem ca unde scoate. Dați să vedem să fie tot transparent, ca știe toată lumea. Să vii să-și dea dare țamă, s-o cheltui tot anul, s-o frat 100 de toane. Oameni buni, atâta s-o strâns, ce s-o făcut, unde s-o dus. Eu încă o dată mă refer. Dacă au venit donații către raion, să spunem, înseamnă că trebuie să profite și cetățenii de proiectul ăsta. Deci, încă o dată, numai decât vom apela la o instituție de audit, care să vedem și să dăm un răspuns clar și corect și sigur să ne luptăm să aducem apă la fostul proiect. Deci, cum a fost proiectul, încă o dată mă repet, eu știam că merge vorba când faci proiectul la 6.20 și acum că e scump, nu e scump, v-am zis, eu socot că e scump. Știm unde se duce apa. Numai n-aș vrea pierderile care se duc să le pui pe spatele consumatorilor. Dar consumatorii care, iată, fură această apă, sau cum a spus și domnul Nicolae, pe ascuns îi fac anumite și retribuții. Pentru asta sunt acționerii. Ei trebuie să facă față, să arete.
Nu strângă numai smântâna deasupra, nu? Așa văd eu lucrul ăsta, să-și caute de treabă, să vadă unde, să îi urmăresc, mă tine, că țava așa de unde vine, până unde vine, până la ce cran vine. Să stau bine, mersi, dorm acasă, au venit, s-o scurs acolo, nu știu, de pun pe spatele cetățenilor. Deci eu cred că trebuie, așa ce ne administrează, așa ești să răspundă la întrebările astea. Numai să nu fie pe spatele consumatorilor. Dacă îmi permit să intervin puțin, dumneavoastră a spus de prețul de 6,20 lei, da, asta a fost stabilit în anul 2009-2010 când s-a făcut proiectul, dar acest s-a proiect a fost... S-a schimbat ceva cursul valutar? Nu, vă explic. Proiectul a fost stabilit pentru tot raionul Nispăreni, pentru toate persoanele din raionul Nispăreni. De atunci, în 2009, erau 64 sau 63 de mii de locuitori. Iată de aceeași s-a stabilit de prețul 6,10 lei. Iată, dacă noi vom dezvolta societatea pe acțiuni să fie cât mai mulți beneficiari, atunci și prețul scade. Fiindcă dacă s-ar aduce apă și s-ar distribui la tot raionul Nispăreni, automat prețul la apă va scădea considerabil, vă asigur. Atunci când s-a stabilit acest proiect, a fost raional. Pentru acoperire cu apă și canalizare, 100% din raionul Nispăreni. De atâta și prețul este de... a fost stabilit de 6,40 lei. Dar noi acum avem o acoperire în raionul Nispăreni, mi se pare că de 20-25%. De aceeași prețul, de ce sunt mai puțin consumatori, de aceeași prețul este mai mare. Deci vom fi mai mulți consumatori și prețul la apă va scădea. Atunci, dacă nu sunt consumatori, unde se duce apa? De unde cheltuielile este luate, care trebuie să împartă? Noi vorbim de preț. Deja pierderile sunt aparte. Păi, noi nu suntem atât cetățeni și punem prețurile. De ce considerente, deci? Bine, eu înțeleg, dacă pompa pompe așa non-stop, s-or fi cheltuieli enorme. Dar dacă noi suntem, cum ați spus dumneavoastră, și noi folosim la 20%, conform la asta trebuie să fac și achitările, cred că, și nu? Și auditul la Curtea de Conturi a stabilit faptul că de ce sunt mai puțini consumatori. Dar asta este o practică internațională. Uitați-vă, în municipiul Chișinău sunt peste 700 de mii de consumatori. Iată, de aceeași prețul este de 9,80 lei, mi se pare că pentru metru cub. Pentru orașul Nispăreni, dat fiind faptul că suntem puțini consumatori și nu au fost conectați sau nu avem o acoperire mult mai mare pentru consumul cu apă și canalizare, iată, din această și reiese un preț mai mare pentru apă și canalizare. Pentru a scădea prețul lui, trebuie în primul și în primul rând de concentrat pe faptul lărgirii apeductului de apă și canalizare. Vor beneficia și oamenii, totodată și prețul va scădea considerabil. Să sperăm, asta o vrem cu toții. Eu aș vrea doar o completare la ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru ca să prestăm acest serviciu, este necesar de construit încă un rezervoar în zona, regiunea Mănăstirii, acolo în deal, unde se poate de servi și Vărzărești și Nispureni. Dacă noi în această perioadă se consumă în jurul la 900-950.000 de cuburi, 900, da, în perioada verii 1400, 1500, 1300 de cuburi se duc. Asta e cantitate mare de apă. Dacă 900 de cuburi s-ar folose, dacă se mai adaugă în gaz, se dublează suma. Perfect, dreptate aveți, domnul Nicolae, că cât mai mult beneficiar, cu atât mai mult mai este în apa. Pentru asta sunt instanțe, audituri sunt... Iată, aici aș trebuie de tras atenție și de conlucrat pentru a lărgi pieductul de apă și canalizare. Aici și este problema. Eu vă mulțumesc pentru toate detaliile oferite. Acum putem să trecem la runda dezbaterilor. Puteți să interacționați, puteți să vă adresați întrebări reciproc. Dacă aveți replici, le puteți oferi. Vă rugăm. Domnule Țugulea, dumneavoastră veniți cu o întrebare pentru domnul Drumea. Există problema dintre instituțiile, dintre grădinițele de copii, numărul de copii care le avem noi și necesitatea. Aș vrea să vă pronunțați cum vedeți dumneavoastră soluționarea problemei în acest domeniu, pentru că nu toți copiii astăzi sunt mulți închisuiți, mulți copii la așa. Cum vedeți dumneavoastră soluția? Da, mai ales că sunt părinți și am doi copii deja la grădiniță. Cunosc problema. Uitați-vă, pentru un număr cât mai mare a copiilor de a practica, de fapt este o obligație a autorității publice locale de a le asigura tuturor copiilor loc la grădiniță. Pentru acest lucru, în primul rând, trebuie dimărit sau delargit selele pentru grădinițele de orașul Nispăreni.
și nu vorbesc anume de mai făcut o grădiniță. Dacă este o astfel de posibilitate, de ce nu? Dar pentru lărgirea acestor grădiniți, fiindcă, după cum știm, sunt foarte multe sele, chiar în cadrul grădiniților orașului Nispăreni, unde nu au reparații, dar necesită o reparație. Și mai este și o problemă în factorul uman, fiindcă avem o insuficiență foarte mare a cadrelor de muncă în cadrul grădiniților, datorită salariilor foarte mici de ele. Iată, aici depinde foarte mult și de directorii care gestionează aceste grădiniți, fiindcă un bun administrator, un director foarte bun, poate, chiar și cu atâta greu, poate atrage cadre didactice pentru grădinițele pe care le gestionează. Da, mulțumesc. Plăcem. Domnule Cuciu, o întrebare pentru domnul Drumea. Domnul jurist. Da. Ce întrebare? Deci... A treia dezbatere greu. Nu este atât de greu, mă rog. Dar, de ce dacă vă strece în funcția de primar? Da. Sunteți gata să conlucrăm împreună, să nu ne mai întoarcem la, adică, istoriile cele care să ne contrăm unii cu alții și să facem față cetățenilor, să facem față orășelului, okay. Să nu mai apară dezbaterele celea ce a fost acela și nu a fost acela. Ok. Iată, noi să ne aflăm deja într-a treia dezbatere dumneavoastră și tot mă întrebați despre geopolitică, dar de fiecare dată dumneavoastră ați început vorba cu geopolitică și despre spectrul politic. Bine, eu chiar astăzi am fost în regiunea Satului Nou și am discutat cu cetățenii și primul lucru prioritar care ne-l propun în calitate de primar orașului Nispăreni și este chiar un lucru prioritar, este depolitizarea instituției primăriei orașului Nispăreni și conlucrarea cât mai largă cu Consiliul Orășenesc. Fiindcă, cum am zis și mai devreme, un bun primar trebuie să găsească limbă comun cu toți consilierii din cadrul Consiliului Orășenesc. Deoarece, până la urmă, pe consilieri i-au votat oamenii și ei reprezintă votul cetățenilor. Dar primarul trebuie să colocreze indiferent că este independent sau că este la un partid politic. Nu contează. Primarul trebuie să găsească acel punct de mijloc unde se poate conlucra eficient cu toți consilierii orășenești, indiferent de partidele politice. Și eu promit acest lucru, că nu mă voi axa pe spectrul politic, ceea ce ține de soluționarea problemelor orașului Nispăreni. Bine, mersi. Domnule Drumea, acum puteți dumneavoastră să adresați o întrebare domnului Țugulea. Domnul Țugulea, respect faptul că deja sunteți un veteran în administrația publică locală de aceste 20 de ani, dar totuși v-aș întreba, la momentul dumneavoastră candidat, mi se pare, pentru a patra oară la funcția de primar oraș, nu spune dacă nu mă greșesc. Da. Așa. Da. Cum credeți? Ce s-a schimbat? Ce v-a determinat să candidați și de această dată? Și de ce nu ați reușit atunci când comuniștii erau la putere? Dar credeți că acum alegătorii vă vor vota? Eu am vrut să conving alegătorii încă o dată că pentru mine nu este prioritar partenitatea, ci interesul alegătorilor. Și dacă credeți-mă, dacă am încercat odată... Nu e cu supărat, doamne ferește. Okay. Asta a fost, în primul rând, a fost hotărârea organului de partid care a venit cu această propunere. Și la noi am avut și alte variante, și alte propuneri, dar până la urmă ne-am oprit la această variantă. Dar interesul față de alegători, poate că și experiența acumulată mă încurajează ca să pot face ceva mai mult în calitate de primar decât doar în calitate de consilier. Am înțeles. Domnule Cociu, întrebare pentru domnul Țugulea. Nu prea am întrebări către domnul Țugulea. Mulțumesc. Păstrează. Aceleași viziunile. Păstrați timpul. Nu, să știți. Cam toți suntem cu aceleași viziuni pentru cetățeni. Deci... Domnule Drumea, o întrebare pentru domnul Cociu. Domnul Cociu, cum am spus, sunt la treia dezbatere. Nu am întrebări. Da, mersi, Nicola. Bine, dacă nu mai aveți întrebări. Acum am dorit să ne răspundeți așa la o întrebare foarte, foarte simpluță. Ce calități manageriale de posedați pentru a deveni primar? De ce oameni ar trebui să vă voteze pe dumneavoastră? Cu ce sunteți dumneavoastră mai bun ca celălalt? De ce, iată, dumneavoastră ați putea câștiga primăria? Începem? Domnule, da. Așa. Bine. În primul rând vreau să vă readuc aminte că comparativ cu
alți candidați, am o experiență în administrația publică locală, atât în puterea deliberativă, că am fost și consilier orașenesc, cât și cea executivă a primăriei orașului Sfărâmi. Abilități manageriale le dețin prin faptul că am gestionat și gestionez afaceri private și știu ce înseamnă a administra o afacere. Și credeți-mă că diferența nu este atât de mare a administra o afacere și a administra o primărie. Iată, aceste lucruri mă motivează să merg înainte și consider că am abilități și capacitățile necesare pentru a face față lucrurilor care se află în primăria orașului Sfărâmi și problemele care se întâmplă în autoritatea publică locală. Eu vă mulțumesc. Domnule Țugulea, da, cu toții aspirați, tindeți la primăria orașului Nisporeni, aveți acest lucru în comun, doar că normal că vă diferențiați unul de celălalt. Dumneavoastră, prin ce vă diferențiați de ceilalți colegi? Credeți că ați avea șanse mai mari de a câștiga primăria? În primul rând, lucru cu oamenii, vreau să zic spre, așa mi-a fost soarta, la toate funcțiile, la majoritatea funcțiilor pe care le-am deținut în viața mea până acum, eu am fost la funcții eligibile, am fost ales. Începând din școală, mai apoi după aceea școală, organizațiile obștești, am fost ales și adică asta m-a încurajat. Felul de a discuta cu omul, de a-l asculta. Și vreau să spun din experiență că nu întotdeauna problemele care parvin sau care se iscă au sorți de izbândă. Și chiar și atunci când nu are sorți de izbândă, este corect, din punctul meu de vedere, ca răspuns la această întrebare negativ, răspuns negativ, să-l spui omul, să-l numărești. De ce cauză nu e posibil așa? Omul vine și spune, eu vin la primărie să-mi dai. Dar primarul, în afară de bugetul modest care îl are și ștampila, mai mult nu are nimic. În rest trebuie să stai de vorbă cu omul și să-l numărești. Uite, asta pot să fac, asta nu pot să fac. Dar din toată problema care vine la părvine de la cetățean, de la legător, este numai decât durere. Cum? De bună voie nu vin la primărie. Și trebuie să fim receptivi la această durere, trebuie să fim atenți și trebuie să fim, desigur, în limita posibilităților, capabili ca să dăm răspuns și soluționăm problema. Eu vă mulțumesc, domnule Cuciu. Aveți și dumneavoastră ce și întrebare? Da, deci eu și pot să vă zic. Eu sunt un tip ambițios, da? Eu conduc afacerile mele din anii 95, când toată lumea ține minte ce a fost și rechet, și instituții neformate care te verificau din seara până dimineața și nu mai știu ce. Deci trecând prin toate greutățile astea, nu mai vorbesc de sport, de toate, tot prin ce am trecut noi și tot timpul am făcut față, deci cu ambițiile noastre am ajuns la un sfârșit destul de bun, de atâta am primit hotărârea să apăr interesul Partidului Socialiștilor, că știu că voi face față și în viitor. Deci numai prin muncă, prin dorință, prin activitate putem să obținem ceva. Deci asta și m-a motivat ca să-mi pun să mai încerc o dată. Eu am terminat școala sportului, să spunem, cu copiii la profesionalism. Practic am trecut prin toate, și prin afaceri, și prin sport, și prin toate ideile mele care au fost toate cu succes și de asta am zis că de ce nu? De ce nu să fac eu un orășel frumos să rămâi în istorie? Dar oricum sportul și administrația sunt lucruri total diferite. Nu. N-au nicio tangență. Nu. Dar manc să cele. Ți-ai pus scopul, trebuie să reușești. Ori acolo nu poți să te duci de mântuială. Nici în afaceri, nici în sport. Veniți duminică la motocross și v-ați vedea dacă de mântuială cineva să plimbă. Nu. Este un scop, este o chestie care ai pus-o, trebuie să o duci până la bun sfârșit. Deci, printre acestea eu am trecut și asta și m-a motivat ca să mă fac față la... Iată, dacă îmi permiteți să mă adresez cu o întrebare. Domnul Coci mai devreme a spus să mă motivați să apăr interesul socialist. Ce aveți în vedere? Ca să trăiască lumea mai bine, cetățenii. Deci sunt niște, este o echipă puternică care văd că am un sprijin și de atât pot vorbi un glas mare, că da, am la cine apela, ca și un copil când are să duc să ceară un ajutor, că să fiu independent sau să fiu nu știu cum acolo, eu n-aș face față, știind că am în spate așa echipă puternică, care știți singur că e pe primul loc astăzi în Republica Moldova, eu pot să vorbesc deschis că da, eu am la cine apela și am ce face de asta. Bine, faci față. Persoanele ar putea percepe altfel că accedeți pentru funcția de primar a orașului Sfărâmi pentru a apăra interesul socialist dumneavoastră. Nu, nu. Deci, politică, în primul rând, da, în nu. Am avut în vedere de ajutor. Atâta doar.
atâta. Că nu pot, omul nu pot să meargă de slavă. Omul singurul își alege și își face viziunea lui. Dar eu încă o dată spun, eu sper tare că partidul m-a ajutat ca să ridic orășelul. Cetățeanul e diferent cine și din care parte vine, de la ce culoare. Doar să simte cald în casă, să fie bine, să aibă toate, de toate în casă. Asta e viziunea mea, mă întâlnire. Cu toții vă doriți această primărie, luptați pentru această primărie, câștigați, presupunem, fiecare, iată, se vede acolo la cârma primăriei. Cum vă veți asuma dumneavoastră responsabilitatea politică față de cetățeni? Pentru că în campania electorală toți promit, toți îi asigură că va fi bine, va fi frumos, se va ajuta. Când vă vedeți acolo la primărie, cum vă veți asuma dumneavoastră responsabilitatea față de oameni care v-au votat? Iată, de aici aș pornim de la faptul că un primar trebuie să devină o persoană extrem de transparentă în actele decizionare care le ia, prin proiectele deciziilor care le înaintează Consiliul Orășănesc. Totodată aș fi întrebat pe Grigore, dar nu suntem în emisiune, îmi propun în primul rând să angajăm sau să propun în calitate de viceprimar o persoană responsabilă, energică, care să vină să lucreze cot la cot cu primarul orașului, spune. Fiindcă nu este corect ca un primar să dețină o funcție de 4 ani de zile să nu aibă un viceprimar sau să nu aibă capacitatea de a-și numi un viceprimar, tot ce că au fost un viceprimar pe perioadă, doar de 2 luni de zile, după care a plecat, fără să se prezinte în Consiliu și nu a dat niciun argument și m-ar fi interesat și pe mine de ce a plecat acest viceprimar numit proaspăt. Cine ar fi acest viceprimar? Din echipa dumneavoastră? Sau cum ar putea el să fie ales? Bine, după cum a fost modificată și legea, deja permite ca primarul să-și numească prin dispoziție viceprimarul. El, desigur, prin plan se propune Consiliul Orășănesc, dacă de 2 ori consecutiv nu este votat, deja viceprimarul este numit de, direct de către primarul orașului Spărăni. Dar aici, prin plan, legea își prevede clar că, în prim plan, trebuie de găsit un consens cu Consiliul Orășănesc, de consultat cu toate partidele politice, de toate persoane, indiferent că sunt independenți sau au apartenență politică, de a găsi o persoană cu abilități clare pentru a ocupa această funcție. Că uneori, funcția de viceprimar nu este mai ușoară ca de aceea de primar. Este persoana care stă în spatele primarului, care îl motivează și îl ajută pentru a soluționa problemele. Eu vă mulțumesc. Domnule Țugulea, cum vă veți asuma dumneavoastră responsabilitatea politică față de oameni? Politica trebuie să aibă loc doar în campanie electorală. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc și eu. Domnule Cuciu, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cum vă veți asuma, cum vă veți îndeplini toate cele lucruri promise când veți ajunge primar? După ce le înfăptui, deci la mine toate sunt pus în program, le înfăptuiesc, atunci oamenii se vor convinge, adică nu-s vorbe, dar sunt fapte. Și aici aș mai interveni că ar fi corect pentru viitorul primar să-și dea un raport trimestrial sau la jumătate de an sau anual, un raport de activitate în fața cetățenilor. Desigur, în prezența presei, dar cel mai important în fața cetățenilor, cu agenda sa și cu ceea ce au promis și ceea ce a îndeplinit. Ce a reușit și ce n-au reușit și ceea ce n-a reușit se explice de ce nu a reușit. Fiindcă până la urmă apar diferite probleme pentru nesoluționarea unor astfel de... Dar a da o dare de seamă este un lucru extrem de important pentru transparență în actele decizionale. Cum veți lua acte problemele locuitorilor orașului Nisporeni? Fiecare om își are problema sa. Da, bine, se plânge primarului că are nevoie nu știu de ce. Vrea să-i soluționeze o anumită problemă. Cum luați act de aceste probleme și cum încercați să găsiți soluția? În primul rând, aici ar trebui din responsabilizarea și consilierului orășenesc, fiindcă sunt 23 la număr. Și cum spunea și domnul Țugulea înainte, într-adevăr exista o practică când consilierii erau numiți pe diferite sectoare. Dar oamenii trebuie consultați și direct de către angajații primăriei, de către primar și de către viceprimar, de ascultat toate propunerile și doleanțele cetățenilor. Încă până la urmă ieși în teritoriu pentru a le reprezenta lor a interesele și nu a instituției. Domnule Țugulea, vă rugăm și pe dumneavoastră cum veți încerca să luați act de toate problemele locuitorilor și să-i asigurați că le veți rezolva.
La una din dezbatere electorale eu am spus că mi-aș propune ca o dată în jumătate de an să mă întâlnesc la birourile electorale, pentru că sunt 6 în oraș, în zona aceea, o dată jumătate de an, cu cetățenii. Întâlnim acolo, asta e ceea ce ține de darea de seamă și planul pe următoarea jumătate de an. A doilea, ziua de audiență trebuie să fie respectată. Este prin decretul președintelui, numită ziua de luni. Ora e numită de la ce oră până la ce oră. Și oamenii trebuie să știe că dacă am venit luni la primărie, înseamnă că primarul mă primește. Sau viceprimarul, că mă rog, sunt și niște situații când cineva trebuie să fie în situație și el la locul de lucru. Dar mai este și altă practică. Să nu vină la primărie atunci când ne abate cetățeanului. Este stabilit luni, ora 14, ora 19, ora 14, ora 17. Sunt diferite. Și în afara orii de lucru trebuie de rămas. Pentru că oamenii nu pot, care sunt la serviciu, au probleme și nu pot să vină. Și trebuie să ținem cont și de situația că telefoanele lucrează, telefonia mobilă este, a apărut o situație așa din comun, a telefonat, telefonul primarului niciodată nu trebuie să fie deconectat, nu trebuie să fie secret, să nu știe cineva numărul telefonului. Asta e legătura cu cetățeanul. Eu vă mulțumesc, domnule Cociu, dumneavoastră, cum veți lua în vizor problemele oamenilor? De asta eu m-am referit la începutul programului, deci că voi forma o echipă de specialiști în tot domeniul, toți, cum am spus, suntem 20.000 de cetățeni în orășelul Nispureni și unul, vă dați seama, însuși singur primar nu vor putea hotărâtăți, doar numai cu echipa și să încercăm să intrăm în soluție și să vedem cum să putem face față la toate problemele care vor apărea pe parcurs. Ore de audiență, la fel, un program stabilit, bine definit și să îl respecte. Nu inventa bicicleta, așa este, numai decât pe un program. Nu putem să vezi să fie haos. Primarul mai are să deplaseze prin orășel, sunt și întrebările. Și audiența trebuie să fie numai decât să nu refuzăm cetățenilor. Pentru asta și este, că să aibă la cine să plânge. Și sigur, să facem față cu echipa care va fi în primărie. Și o bună practică pentru viitorul primar ar fi atunci când persoanele sau locuitorii orașului Nispăreni depun plângeri, indiferent despre care problemă merge vorba pentru soluționarea ce țin de competențele primăriei orașului Nispăreni, ar fi foarte bine ca și primarul, când poate sau în cel mai multe cazuri, să se deplaseze și el împreună cu angajații primăriei sau cu specialiștii din cadrul primăriei la fața locului și să discute cu atât cu persoana care a depus plângerea, cât și cu persoanele din împrejur. Iată, acesta este tot o comunicare foarte eficientă cu locuitorii orașului Nispăreni, de a ajunge la probleme și a rezolva direct. Eu vă mulțumesc pentru că mai avem minute cu domnul Țugulea și cu domnul Cociu. Am să vă adresez doar dumneavoastră câte o întrebare. Veți încerca să vă încadrați în timp. Aici m-aș axa pe aceea, pentru că dumneavoastră ați vorbit, mă refer la domnul Cociu, a vorbit de investiții, da, aducem investiții, toate proiectele, toate problemele le putem soluționa cu aceste investiții. Cum le aducem, întrebarea mea este, și cum veți colabora cu acești parteneri? Domnule Țugulea, vă rugăm mult pe dumneavoastră mai întâi. Eu aș vrea, în primul rând, să dezvoltăm parteneriatul public-privat. Nu se primească, pentru că primăria livadă nu are, plantații de vieți de vie nu are, dar impozitele care urmează să le achite în primărie, trebuie să ar fi bine să se simtă contribuția autorității publice la soluționarea problemei cetățenilor. Adică dacă stabilesc niște relații dintre orașul Nispureni cu orașul X, acolo trebuie să fie, în primul rând, corectitudinea contractuală. Prima persoană care este cel care semnează, dar să știe în cazul în care se dă într-o parte persoana, a doilea cuvânt revine după primar. Nu să achete în locul lui, dar să-l tragă la... Adică să respecte cuvântul, să fie corect. Relațiile corecte foarte mult înseamnă în această activitate. Și atunci când va simți cetățeanul că venind la primărie ies cu problema soluționată, el va fi bine dispus pentru a onora obligațiunile fiscale, impozitare, tot ce este, la primărie să rămână bani. Și plus la asta, trebuie tras agenți economici străini. Trebuie de văzut. Avem exemplu fabrica din încălțăminte. E destul de atractiv. Este posibilitatea de a dus la ungheni care coasă o fabrică, o custorie este. La noi spate de făcut. Trebuie voință
Și zic încă o dată, politica dată într-o parte. Domnule Cociu, cine ar fi partenerii externi care ar putea să investească în orașul Nisporeni? Partenerii, eu cred că s-au găsit, sigur, cum știți, eu vedeți mult pe Federația Rusă, dar totodată nu cred că numai de noi depinde. Toți urmăresc situația politică în țară. Să merită de investit, nu să merită. De aceea că au nevoie de producția noastră, e 100%, au nevoie, deci luăm zonele, alte regiuni al Rusiei, noi putem să-i atragem aici, atâta cât nu este o stabilitate la noi în politică, cam greu o să fie, dar totuși sperăm să găsim limba comună, să atragem investori aici. Noi avem unde și la ce să-i atragem. Chiar avem unde. Și iarăși mă refer la Federația Rusă, pentru că deja mulți s-au închidicat cu problemele astea. Vin, deschid afaceri, după asta se ia afacerea, deci eu nu pot să spun acum că o ia duci undeva după Occident cineva, dar am avut discuții deja, am avut propuneri clare, concrete. Stăți mărginește acum în situația politică din țară. Pentru că da, noi suntem gata să venim să facem fabrica cu tare, fabrica cu tare, fabrica cu tare. Noi suntem gata. Nu știu, vă spun la concret. Propuneri concrete din partea la cine? N-am înțeles. Vă spun de la parteneri din la Federația Rusă, deci. De la regiunea, spunem, X. Nu mai dau tot secretul, dar sunt gata să vie să investească aici. Numai că iarăși starea politică a țării nu trebuie, le permite. Cred că astăzi. Dar discuții se duc. Eu doar o singură propoziție, nu vă spărați. Da, spuneți. Ne-a sunteți la guvernare și vă teme de stabilitate politică, ce să zicem noi. Eu sunt mai sigur în ceea și este, fiindcă cetățeanul, primăria, 4 ani de zile, se bucură de stabilitate. Ia că aici trebuie să fie. Dar Ivan Vasilici, eu sunt lângă dumneavoastră, nu da. Sunt acolo. Eu aici sunt de 2-3 săptămâni de când am fost propus, deci să eu parte că nu știți alegerile și trebuie să ne punem la de asta. Ce hotărăsc sus, asta nu eu am inventat și nu eu. Ce între dâns și hotărăsc. Am vorbit de alte chestii, de investori care vin. Avem stabilitate, nu avem stabilitate, venim cum venim, facem și mâine, venim o și unul și zice că bine, ai făcut, bine. Deci noi avem idei, dar acum le dăm, când și la primărie să vine, am nevoie de lotul cu tare. Ok, ce vrei să faci cu dânsul? Din start trebuie să-i dai ideea, nu? Trebuie să-i o dai. De ce n-ar fi? Sunt instanțe pentru asta. Să pune la licitație, să vinde lotul, ori nu să vinde, dar de-am instanțele, le permit, nu-i permit. Așa și aici. Deschidem toate cărțile oponenților, nu? Hai, mă rog, asta e viața. Sunt niște secrete de perspectivă. Sunt sigur că. Da. Dar nu trebuie să ne ferim de cetățeni. Toți așteaptă o schimbare spre bine. Credeți-mă, că indiferent ce nu este și cum este, toți așteaptă o schimbare. Asta noi vedem, cu asta noi ne întâlnim. Și să nu venim cu promisiuni, cu tot. Noi nu știm încă ce ne așteaptă. Trec alegerile, dar atunci am zis, dacă nu faci față, nu trebuie să ții scaunul cu două mâini sau a trecut termenul de 4 ani și vii încă în fața alegătorilor. Nu vă sens. Nu faci față, un an de zile, dă scaunul altcuiva care este specialist în domeniu și poate să facă față. Nu mozoli masa la primărie și îmbla cu cum se cheamă când garderobșic. Dumneavoastră ați fi în stare, în cazul în care nu vă îndepliniți promisiunile făcute alegătorilor, după un an de zile sunteți în stare să puneți mandatul pe masă și să spuneți până aici au fost pentru cu mâna pe Biblie vă spun asta, cu mâna pe Biblie chiar vă spun cum nu fac față indiferent și partidul va fi la putere cu mâna pe Biblie, eu, Scolea Cociu dau demisia într-un an de zile deci da, vedem ce proiecte, dacă sunt proiecte care să fac nu numai vorbe, proiecte și la urmă la dezbatere, noi venim și spun că am făcut proiecte nu, fapte concrete, ce am făcut Asta. Într-un an de zile ne-am făcut caietul de sarcini. Înseamnă că am făcut față. Dar eu, dacă sigur că mă fac acolo, eu numai decât mi-e fac și eu promit. Oameni buni. Până la nou fac asta, după an nou până atunci. Până la data cu tare, azi cât avem? Data de 11. Până la data de 11. Dar câte obiective, iată, ar trebui îndeplinite, sau mai bine zis, le-ați îndeplinit dumneavoastră, din totalul pe care le aveți dumneavoastră în agenda politică? Câte măcar dintr-un zile ar trebui să le îndepliniți ca respectiv să puteți continua mandatul și să nu fiți nevoiți să-l... Deci, cum am vorbit, să hotărâm întrebarea cu apa, să vedem că să... cu transportul public, sunt niște întrebări care drumurile avem multe, deci ele toate sunt de preț astăzi. Nu putem să spunem că una e strategic și restul nu. Ele toate sunt. Dar cu echipa facem
un grafic, un plan și mergem după el, cu programa. Eu vă mulțumesc. Acum puteți deja să vă adresați alegătorilor, să veniți cu un demn de a vă vota. Vă uitați în camera de alături. Stimați alegători a orașului Înspăreni, vreau în primul rând să vă îndemn pe 20 octombrie de a avea o prezență cât mai mare la urnele de vot, fiindcă acest lucru în primul rând prevede democrația. Și totodată, dacă mă veți alege pe mine sau ar fi, eu îmi asum responsabilitatea să fac toate promisiunile electorale care le-am promis să le duc la bun sfârșit. Iată, pentru acest lucru am nevoie de să fiu mandatat din partea domniei voastre. Mai aveți câteva secunde? Ajunge. Bine, eu vă mulțumesc, domnule Țugule, aveți și dumneavoastră 1 minut și 16 secunde pentru a vă adresa alegătorilor. Dragi alegători, dumneavoastră aveți marea posibilitate, pentru că noi ne cerim scuze, dar nu putem să ajungem la fiecare din dumneavoastră acasă, dar aș vrea să mulțumesc televiziunii Albasat TV pentru această inițiativă, că ne-a creat posibilitatea să ne întâlnim cu toți împreună. Să ne vedeți dumneavoastră, să transmiteți mesajul de la unul la altul, care și ce vreți să facă și cât este reale planurile de electorale pentru 4 ani de zile. Eu aș fi foarte bucuros să ajung programul nostru electoral la fiecare din dumneavoastră care sunteți pe loc în raionul Înspăreni. Și aș vrea să ajung această informație și la cei care sunt plecați peste hotare, diaspora. M-aș bucura să vină oamenii înapoi acasă și să găsească posibilitatea să-și ocupe locul cuvenit în raionul nostru. Sloganul nostru este cu oameni pentru oameni. Și vă îndemn să ne susțineți Partidul Comuniștilor, Secerea și Ciocanu, iar duminică la ora 13, data de 13 la ora 11, vă așteptăm la întâlnirea cu alegătorii, la întâlnirea cu președintele Partidului Vladimir Voronin în Casa Națională pentru a putea să ne facem un schimb și ne mai trasa planurile noastre pentru 4 ani de zile. Vă mulțumesc! V-ați încadrat perfect! Mulțumesc. Domnule Coci, puteți să veniți și dumneavoastră cu adresare pentru toți cei care ne privesc. Da, stimați cetățeni, deci cum v-am promis la emisiunile precedente, că vom dezvolta turismul, vom face agrimente pentru... Eu, în timpul de față, pregătim un concurs la motocross duminică, de aia nu prea dovedesc să mă fac întâlnire cu alegătorii. Cred că săptămâna viitoare, de la o lună, vom începe amblaj noi să ne întâlnim cu alegătorii noștri, să explicăm ce promovăm, ce vedem noi pe viitor. În povida toate problemele care apar pe parcurs acum, concursul este că unul e așa, unul e așa, noi oricum mergem înainte. La noi, conform programului, calendarului sportiv, a fost organizat cursa asta pe data de 20, având în vedere că alegerile noi am făcut-o la data de 13. Eu vă îndemn să votați numărul 1 Nicolae Cociu, deci de asta sunt alegerile, aveți alternativă, vă privește pe dumneavoastră. Eu, ceea ce am spus promoveți, veniți duminică și ați vedea faptele concrete, nu vorbe, a ceea ce organizăm noi timp de 30 de ani. Asta e. Dezbaterile cu cei trei candidați din această seară au ajuns la final. Stimați invitați, eu vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumim. Stimați telespectatori, rămâneți în continuare alături de noi pentru că vom continua dezbaterile electorale cu ceilalți trei candidați, Grigore Robu, Gheorghe Aghiorghiese și Vasile Canuda. Mai fac o precizare că acești candidați au fost invitați prin tragere la sorți. Eu vă mulțumesc pentru atenție.